mine, care sunt, să zic așa, ultimul tip de bazin, ultima formă în care la nivelul cercetării s-a stabilit că nu mai trebuie turnate betoane, că nu mai trebuie făcute armături, ci pur și simplu în câteva săptămâni tipul acesta de bazin este gata, ridicat și practic viteza cu care se realizează stația de epurare este mult mai mare. Acesta este doar la 40% din capacitatea lui, veți vedea pe celălalt gata, ridicat, practic 90%, iar în aceste condiții ne permite și ca și ritmul să fie cel pe care l-am stabilit, 30 iunie, gata stația de epurare cu toate cele 3 trepte. O să mergem mai departe și o să vedeți și bazinele clasice de beton, o să vedeți acolo și cum circulă apa uzată de la o treaptă la alta. Veți avea o imagine de ansamblu a tot ceea ce înseamnă stația de epurare pe cele 3 trepte. La final vom avea o apă epurată care îndeplinește condițiile unei ape potabile, în sensul că apa reziduală este tratată, iar în jiu este deversată o apă de calitate superioară, de așa manieră încât jiu să primească o apă de cea mai bună calitate. În sistemul de epurare, iar pământul pur și simplu poate fi folosit pentru agricultură sau pentru orice altceva care considerăm noi necesar să-l folosim. Este practic o chestie inedită, în sensul că pământul respectiv îl usuci și îl scoți afară, iar apa merge mai departe spre a fi epurată, spre a fi tratată de așa manieră încât să nu avem niciun fel de probleme în timpul funcționării, pentru că veți vedea, sunt zone de deznisipare, sunt zone de aerare, sunt zone de tratare chimică, sunt zone de ventilare a apei, ne purtăm foarte frumos cu apa de așa manieră încât să ajungă în cele mai bune condiții în jiu. Fosforului. După cum vedeți, în spatele nostru se lucrează la ultimele construcții civile, practic la treapta terțiară. Sperăm ca până la sfârșitul lunii mai să fie gata și aceasta din punct de vedere al construcțiilor civile. După aceea, după cum ați văzut, se montează diverse echipamente de diverse tipuri, inclusiv bărți de protecție pentru a circula pe aceste bazine care, după cum ați văzut, au o înălțime considerabilă. Ritmul lucrărilor, zic eu, că de la zi la zi este din ce în ce mai rapid, de așa manieră încât data de 30 iunie să fie ultima zi în care se lucrează la această stație, iar dumneavoastră pe data de 30 iunie, împreună cu toți cei care vor să vină să vadă, veți vedea o stație de epurare funcțională cu 3 trepte. Practic este standardul maxim în Uniunea Europeană, cele 3 trepte de funcționare. Pe această cale vreau să le mulțumesc încă o dată constructorilor pentru că au lucrat nemțește, s-au ținut de fiecare fază să o termine la timp, fără a fi nevoie să decaleze cel mult cu zi două acest termen pe fiecare treaptă de execuție.